Eu am pus aici adrese sau joculețe digitale pentru Universul și Sistemul Solar. Ei bine, există site-ul Setera, care conține și pe care găsim foarte multe hărți interactive și planșe interactive. În acest caz, pe Setera, avem planșa care se numește Sistemul Solar. Accesăm Setera, Sistem Solar, Planete. Și aici, cu ajutorul unui joculeț sau unei planșe, elevii trebuie să facă click pe fiecare dintre planetele Sistemului Solar. Spre exemplu, zice, faceți click pe Venus. Facem click pe Venus. Faceți click pe Jupiter. Se face click pe Jupiter. Pământ. Neptun. De exemplu, hai să greșim intenționat. Facem click pe o altă planetă care nu este Neptun, să vedem ce se întâmplă. Dacă greșim odată, ne spune ce planetă era cealaltă pe care am dat. Și ne scade procentajul, scorul nostru. Dacă facem click din nou greșit, iarăși ne spune ce planetă. Din nou greșit, până ne apare în circuit cu roșu unde trebuia să dăm de fapt click. Uranus, Mercur, Saturn și Marte. Și ne spune scorul și timpul obținut. Acesta este un joculeț prin care copiii pot învăța planetele Sistemului Solar. Copiem adresa acestui joculeț și o ducem în documentul nostru. Pentru joculețe digitale, sigur că mai avem foarte multe platforme. Spre exemplu, o platformă cu joculețe digitale interactive este și Learning Apps. Voi scrie în barca de căutare Learning Apps. Aceasta este adresa. Dau Enter și accesez pagina Learning Apps pe care se poate intra și fără cont. Nu este obligatoriu să aveți cont, doar dacă vreți să fiți creator, trebuie să aveți cont. Și putem căuta aici la exerciții Universul și Sistemul Solar. Am scris în barra de căutare și iată mi-apar diverse joculețe. Sistemul solar, potrivire pe imagini, spre exemplu, Pământul, Sistemul solar, Sistemul solar, cursă de cai, sunt diverse joculețe. Hai să vedem cum este aceasta cu cursa de cai. Foarte important să și verificăm noi joculețe înainte de a le trimite copilul. Iată, spre exemplu, acesta are o greșeală încă din enunț. Dăm joacă singur. Vedem ce întrebări sunt în acest test. Care dintre ideile de mai jos spune că protejez planeta? Sunt indiferent, arunc gunoiile pe jos, reciclez, las apa la baie deschis. Acestea sunt variantele de răspuns puse de autorul acestui joculeț, dar nu mi se pare că este relevant pentru tema pe care o am eu, așa că dau din nou căutare și selectez alt joculeț. Ordonează pe perechi. Ia să vedem cum este acest joculeț cu ordonează pe perechi de pe Learning Apps. Atribuie enunțurile imaginii corecte. Hai să vedem. Și avem un spațiu infinit. Presupun că este vorba de univers. Vedem dacă da și iată am pus corect. Nu are lumină proprie. Asociem planetei. Are o atmosferă ce conține oxigen, lumină și căldură proprie. Asociem soarelui. Și iată, ne spune super, ai găsit soluția corectă. O altă platformă de unde putem prelua joculețe digitale este Wordwall. Am scris în barra de căutare, accesez platforma Wordwall, unde găsim și aici o bibliotecă întreagă de joculețe digitale sau ne putem face propriile noastre joculețe. Aceasta funcționează asemănător cu platforma Learning Apps și putem crea diverse tipuri de joculețe. Selectăm limba, avem limba română aici ca să ne afișeze în limba română totul. De asemenea, avem opțiunea de căutare, dar aici trebuie mai întâi să ne autentificăm, să ne registrăm sau să ne autentificăm dacă avem deja un cont creat pentru a putea face o căutare. Bun, și așa întocmim noi planul de recapitulare. Trecem următoarea temă, următorul conținut pe următoarea coloană, apoi inserăm rânduri și coloane atât cât avem nevoie. Eu așa m-am gândit că patru coloane ar fi suficiente și rânduri, sigur, câte conținuturi doresc eu să recapitulez. Bun, automat se va salva în drive-ul meu acest plan de recapitulare. Acesta este marele avantaj al lucrului cu drive-ul și cu Google Classroom. Mă întorc pe Classroom și pot atașa deja acest plan de recapitulare din drive. Adăugați un fișier din Google Drive. Și iată, îmi va apărea la recente fișierul meu, iată, plan de recapitulare și îl inserez. Apăsăm, am înțeles aici. După care le-am spus că le voi face și un test de
de evaluare a cunoștințelor, de evaluare inițială. Ei bine, cum fac acest lucru? Cu Google Forms, cu formulare Google. Mă duc din nou în drive-ul meu și de această dată, în loc să creez un document, voi crea un formular Google. Deci clic dreapta și apoi formulare Google. Apăs formulare Google. Iau din nou titlul din descriere de aici ca să coincidă. Test de evaluare inițial la geografie clasa 6-a. Apăs copiază, mă duc pe formularul meu, îi pun titlul acesta și aici descriu formularul și spun acesta este testul inițial la geografie clasa a 6-a, rezolvarea lui este obligatorie. Notele nu se trec în catalog. Succes! După care adăugăm fiecare întrebare, fiecare item pe care îl dorim să-l propunem elevilor spre rezolvare. Ei bine, accesând acest cod QR, scanând acest cod QR, puteți vedea un tutorial de realizare a unui test de evaluare în formulare Google sau Google Forms, acesta găsindu-se pe canalul de YouTube Lecții Geografie, Geography Classes. Puteți căuta de asemenea după descrierea pusă aici și puteți vedea cum arată acest tutorial și cum se poate face în Google Forms un test de evaluare a cunoștințelor. Bun, mergem mai departe. Nu voi adăuga acum itemii, asta o face fiecare în funcție de ceea ce dorește să recapituleze și apoi să evalueze. Sigur că pentru acest test de evaluare putem crea o sarcină sau activitate separată pe Google Classroom. Dar haideți să vedem cum publicăm această postare. Ei bine, fie o putem publica încă de la începutul anului școlar și ea să fie văzută de către elevi, fie să planificăm, să o programăm când să apară ea. Și mergem în dreapta sus unde scrie creați o temă și apăsăm programați. Opțiunea a doua, programați. Și îi selectăm data când să fie și voi pune, spre exemplu, în septembrie, pe 9 septembrie, la ora 11:00. Da? Și apăs programați. Dacă vreau să fie afișată pe 9 septembrie la ora 11. De asemenea, încă nu a fost afișată, desigur, pentru că va fi afișată atunci, pot stabili termenul limită până la care să fie predată tema, sarcina de lucru, rezolvarea sarcinii de lucru, respectiv a testului de evaluare, de exemplu, să pun în aceeași, pot să pun în aceeași zi, sau la o zi distanță, sau cum doresc eu. Hai să punem 9 septembrie, dacă am pus la 11, să predea până la ora 23:59, până la 23:59, sau pot să le dau o oră, dacă, spre exemplu, folosesc această sarcină de lucru în timpul evaluării inițiale și atunci pun predare până la 12:00. Da, și am pus și termenul limită, pot să pun aici ca subiect recapitulare și evaluare inițială. Pot să creez și grila de evaluare, să nu uit să adaug testul din Google Drive în cazul acesta. Îmi va apărea la fișiere recente formularul meu test de evaluare. Desigur că, așa cum vă prezint în acel tutorial de care v-am vorbit și pe care a cărui cod de acces îl puteți scana de aici, acolo definiți toate elementele testului. Bun, după care apăs din nou programați. Dacă voiam să-l public direct, apăsam publică sau postează. Mergem la, putem să-i punem aici, dăm editare, pot să-l editez și să-i pun și numărul 1, să știm că aceasta a fost prima activitate din acest an școlar.